O cameră într-o casă bătrânească din Moscova. Aici locuiește Feofilata Pontievna Podușkina, pensionară, în vârstă de vreo 70 de ani. Feofilata Pontievna nu are rude, dar nu se simte singură. Ea ocupă două camere. Prima, în care și locuiește, este de trecere. Cealaltă o închiriază, dar nu unor studenți gălăgioși din anul întâi, ci unor oameni care știu într-un fel sau altul să-și asigure existența și să plătească o chirie nu de 50 de ruble sau 100, ci de câteva sute. În prezent, la Feofilata Pontievna locuiește un tânăr. De fapt, nu mai e chiar așa de tânăr. Are cam 25 de ani. Îl cheamă Ghenadi Kartashov. În momentul de față, are o preocupare serioasă. Scrie o lucrare de disertație. Este pictor, dar nu dintre acei care pictează peisaje abstracte, urmărind an după an cum crește un mesteacăn, ori portrete care seamănă cu fotografii de colorat. Dimpotrivă, este pictor de mobile și, ca să fim mai exact, de mobilă nouă, pentru locuințe moderne, care se construiesc din plin și la Moscova și în întreaga țară. Dificultățile vieții pe care o duce Ghenadi Kartashov în această perioadă pot fi lesne de înțelese, întrucât tot ce îl înconjoară în locuința Feofilatei Pontievna contrazice flagrant concepțiile tânărului pictor. În cameră se află un șifonier pântecos, care te îmbie nu să agăți haine și pantaloni înguști, ci să locuiești în el în caz de nevoie. Din aceeași familie cu șifonierul, un scrin cu sertare uriașe și mânere de bronz. Un divan mare cu tapiserie veche, decolorată, loc unde Ghenadi poate uita de toate, cufundându-se într-un somn adânc. Pe masa rotundă, acoperită cu o față de masă de catifea roasă, este întins un ziar. Pe acesta se află machete mari ale mobilii proiectate de Ghenadi. Scaune, fotolii, divane, biblioteci. Dacă la toate cele de mai sus am adăuga draperiile vechi, grele, ce acoperă în întregime ferestrele, iar între ferestre portretele unuia și aceluiași om fotografiat invariabil în costum de jocheu, dar de fiecare dată lângă un alt cal, precum și ghitara agățată deasupra divanului, am putea încheia descrierea locuinței în care îl găsim pe Ghenadi Kartashov, vopsind cu acoarele macheta unui fotoliu ultramodern. Ghenadi este atât de concentrat încât nici nu observă pe Feofilata Pontievna, care intrase în cameră și se oprise în prag fără să scoată o vorbă. Feofilata Pontievna este îmbrăcată exagerat de pestriți pentru vârsta ei. Menționăm însă acest lucru nu pentru a o condamna, ci pur și simplu pentru a sublinia odată în plus cât de optimistă este și cât de mult iubește încă viața Feofilata Pontievna. Unde mi-am pus eu creioanele? Așa, și ascuțitoare. Hei, am venit să văd ce lucrezi. Iar atunci mie. Uite, te rog, ce zici? Ce zici de fotoliul ăsta, Feofilata Pontievna? Eu una n-am încredere în mobila nouă. Nu? Și de ce, mă rog? E gingașă. Te așezi în fotoliu și te pomenești pe parchet. Nu, nu. E mai trainică decât cea veche. Mai trainică decât cea veche? Nu există. Da, da. Îți petreci viața în camera asta, dar povestea ei o cunoști? Da, da, în parte, da. Bărbatul meu, Nicodim Ivanovici, a fost un om ce trăgea puțin la cântar. N-a călcat pe urmele lui taică-su, nu s-a apucat de negustorie. Îi plăceau cai și s-a făcut jocheu. Ia uite, uite în fotografia de acolo, după cursa pe care a câștigat-o cu Mercedes. Mercedes e un automobil. Pe atunci era o iapă, una murgă, da. Uite, în dulapul de acolo, Nicodim Ivanovici a dormit odată 18 ore în șir. În dulap? L-am căutat, de-am înnebunit. Noroc de naftalină că l-a făcut să strănute. Da, și ce a venit să se vâre în dulap? Nu știu, că nu mai îmi amintesc prea bine. Parcă era ziua mea. Nu. Amarusii o fi fost. Amarusii cine? Vreo rudă dumitare? Nu, tot o iapă. Una șargă.
Altădată s-a culcat în scrin. Să-l fi văzut cum s-a instalat. S-a înfășurat într-un cearceaf și a tras sertarul înăuntru cu el cu tot. Ce l-am căutat? Doamne, doamne, doamne. Și cum ați dat de el? Aha, stai să vezi. Visa că e dus la groapă și s-a pornit pe plus de mila morții lui. Îți închipui comedie? Omul plângea și noi nu știam de unde să-l luăm. Până la urmă ne-am dumirit. Hohotele veneau dinspre scrin. Am tras sertarul, acolo era. Asta zic și eu, mobilă. Păi la nevoie poți să și locuiești în ea. Cred că n-aveți de gând să o închiriați ca locuință. Ești un tânăr vesel, dar nu te gândești deloc la tine. Păi afară-i primăvară, păsărelele ciripesc, fetele se plimbă în rochițe înflorate. Toate la vremea lor, Feofilata Portie. Nu lăsa bucuriile vieții să-ți treacă pe dinainte. Nu știați ce te așteaptă mâine. Degeaba îi tot spuneam lui Nicodim Ivanovici. Mai domol cu păhărelele, mai domol. El tot dat în cap. Da. Până când într-o bună zi, când s-a cherchelit, să mă ierți că nici nu mai știa ce hram poartă, i s-a năzărit să o pupe pe Silvan Bot. Cum, sper că Silva e o iapă. Da, una murgă. Dar calul nu-i om. Nu suferă mirosul de alcool. Și l-a lovit, de-a rămas mort pe loc. S-a sfârșit Nicodim Ivanovici fără să icnească. Dar mobila, uite-o, da. Trăiește. Da, asta-i. E foarte plăcut să dormi aici. Când te-o insura, o să ajungă divanul ăsta și pentru amândoi. Să-mi susțin întâi dizertația și urmă am să mă gândesc la bucuriile vieții. Bucuriile vieții. Cine știe unde încep și unde se sfârșesc. Când mă duc după târguieli să-ți iau chefir și brânză de vaci, da, sigur că da, ca de obicei. Te mai rog ceva, Feofilata Pontievna. Azi am și 2 kg de lapte, da? Da, brânzoai ceva milate să-ți iau. Nu. Dar nu scumpe. Nu-mi plac. Da, dar când ți-am dat eu, ai mâncat cu poft. Da, uite, acum m-am săturat de ele și... Da, pâine de care să-ți iau? Neagră. Ei, Doamne, dar unde-i să ajungi așa? Ia uite, te topești văzând cu ochi. Mie îmi place neagră. Da? Și când mănânci la mine, preferi albă? Da, dumneata știi doar, nu? Bursa... Nu te poți întinde prea mult. Camera costă, masă. Costă, dar merită. Da. De altfel, pentru folosirea mobilii, ai văzut, nu preții nimic. Da, dacă doriți, spune și asta la socoteară. Nu. Pentru un locatar liniștit, da, sunt gata să dau de la mine. Da, liniștit. Da, fratele dumitale, de ce nu te ajut? Când e cazul, mă ajut. Da, adună miile cu lopata pe semne. Ce de case se construiesc după proiectele lui. Bănoasă meserie. Bănoasă meserie. Câștigă ca orice arhitect. Da, ce-i drept. Ia ca înscărmănat pentru puzderia aia de zorzoane și coloane de tot felul. Le-a tras o săpuneală pe cinste. Dar trebuie să facem economii dacă vrem să construim și mai mult. Poate că cu economiile astea te alegi și tu cu o locuință. Da. Și te însori. Zor nevoie să mă însură. Da, ești cam slăbuț. Să te mai împlinești puțin. Așa. Eu am plecat după târguie. Da, foarte bine. Vitali, nemrigă. Ce incomodi că n-ai telefon. Da, ce drept n-am. Cum merge cu macheta? Foarte bine, uite. Bine că ai venit, chiar vreau să-ți arăt. Uite, interiorul salonului. Aha. Și a dormitorului e gata. Combinație de lemn, metal, material plastic. Nu-i prea bătător la ochi? Nu, după părerea mea e plăcut la vedere. Nu-i prea ultra? E practic, Vitali. Materialele se reduc la jumătate și pe urmă corespunde cu ceea ce proiectați voi, arhitecți. Da, într-adevăr, proiectăm. Dar poți oare să le prevezi pe toate? Deci ai neplăceri? Neplăceri? Neplăceri e puțin spus. Știi că ultimul meu proiect s-a dus. Unde s-a dus? Unde vrei să ducă? Pe gârlă, la dracu în prasnic. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Totul a pornit de la excesul de ornamente. Ne-au scuturat și pe bună dreptate. Jos ornamentele. Bine, au ieșit cazerni. Iar nu-i bine. Bine, dar... Cum bine?
Am spus că nu e bine, da. Și că am înțeles. Am înțeles totul. Ne-am dumirit. Principiile fundamentale trebuie să fie economia și frumusețea, da. Dar totuși frumusețe, nu-i așa? Da. Dar cine deranjează din toate astea? Pe mine? Pe ei deranjează. Pe cine? Comisia, beneficiarii. Ah, Vitali, tot nu reușesc să pricep fondul chestiunii. Fondul. În timpul discuțiilor le-am spus, da. Priviți această fațadă, îți mulge un surâs de încântare. Am strecurat eu câteva ornamente, da. Se pare că tocmai cuvintele mele despre surâs au stricat tot. De ce? Au început să calculeze. Aha. Surâsul dumitale costă 1.000.000, mi-au zis. Scump, scoate surâsul. Simplu, nu? Da. Ba deloc. Unde mai pui că proiectați-mi și un magazin de pescărie la parter? Mi-au zis să miroase a scrumbie până la etajul 2? Nu, scoate scrumbia. Asta e tot? Găsești că e puțin? Ce e o poveste obișnuită, Vitali. Modifici și economisești 1.000.000. Da, dar toate astea au picat prost, îngrozitor de prost. De ce? Nu mai știu cum să mă descurc. Dar de ce? Când ai să termin odată cu aceste întrebări puierile? De ce? De ce? De ce să termin? De oboseală. Când trebuie, cum să spun, să merg seara pe scurt, să merg la ședințe, moțe e acolo. Colegii mi aruncă niște priviri ciudate. Dar Olga are o portare stranie. Vorbește cu mine de parcă aș avea cine știe ce vine. Când plec la aceste ședințe, se uită cu niște ochi la mine că am sentimentul pur și simplu că se amuză pe contul meu. Da, ai nervii zvâncinați. Nu mai încap îndoială, am astenie nervoasă. E, Vitali, internează-te într-un sanatoriu. Într-un sanatoriu? Ai și găsit momentul potrivit. Și proiectul? A, da, ai dreptate. Nu, cred că am găsit o soluție ca să le împac pe toate. Care? Voi pleca la Husanovol, la casa noastră de odihnă. A, perfect. Acolo avem și un medic. Firește, va trebui să lucrez. Ah, termenele, suntem sclavii termenelor. Atât când mă pricep eu, nu ai prea mult de lucru. Dacă știi câtă bătaie de cap îți dau lucrările astea, de n-aș mai avea și altele pe suflet. Ah, Ghenad, sunt un om fără viață personală. Tu? Da. În viață totul e îngrozitor de complicat, Ghenad. Eu, la drept vorbind, am venit la tine cu o mare rugăminte, ca între frați. Da, te ascult, Vitali, te ascult. Vezi tu, eu am un prieten tânăr. E drept, nu-l cunosc de prea multă vreme, dar e o ființă deosebită. Te-aș ruga mult, mult de tot să te ocupi de el. Să mă ocup de el? Da. A, studiază arhitectură? Nu, lucrează. A. Ține seama, e vorba de cineva care mi este foarte drag. Nu, Vitali, nu pot, nu. Sunt ocupat cu dizertații, uite, lucrez. Și cu toate astea stărui, nu? Te rog ca pe un frate. Cât timp voi stai eu la Husanovo? Ai grijă de prietenul meu. Cum îl cheamă pe prietenul tău? Ninochka. Ninochka? Da. E o femeie? Da, o fată. O fată încântătoare. Ce pot eu să fac pentru el? Să mergi cu ea la cinema, în parc, la muzeu, Vitali, la... Vitali, dar pentru mine fiecare clip e prețioasă. M-aș fi mirat să nu mă refuz. Nu, te înțeleg. Cum, ea nu poate să se aștepte până te întorci tu de la Husanovo? Ar putea, firește că ar putea. Dar mai întâi, în preajma ei roiesc destui oameni neserioși, care sunt în stare, pur și simplu... să mi-o răpească, Ghenad. Dacă se lasă răpită, înseamnă că ea e neserioasă, nu... Ah, nu vorbi așa, te rog, nu cunoști. E un înger. Dacă există, într-adevăr, îngeri, ea este cel mai pur dintre ei. Și apoi, știi, n-aș vrea să se plictisească cât timp voi stai eu la Husanovo. Nu pot. Nu? Dacă mă refuz, nici eu nu știu ce să mă fac să... Nu. Ah, Vitali, știi ceva? Ia-o cu tine la Husanovo. Ce idee! nu se poate. Poate să afle Olga. Acolo sunt o sumedenie de cunoștințe. Nu, totul se poate sfârși într-un mod lamentabil. Apropo de Olga, situația e chiar atât de gravă? Cum să spun? În căsnicia noastră s-a venit ceva... Nici eu nu știu ce anume. Am senzația că nu mai lipsește decât o singură picătură ca să... V-aș ierta? Nu. Ah, dar când întâlnesc pe Ninochka, simt că mă răscolește un val de căldură amețitoare. E divin, da. Nu, la ea totul este ideal. Obrazul, ochii, silueta. Silueta, da. Nu suntem formali, nu. Totuși suntem pentru o formă artistică ideală, nu?
Cel puțin de nu m-ar chinui și această necontenită sfârșeală. Imaginează situația mea. Mergem la cinema sau la teatru. Ori pur și simplu stăm pe o bancă în parc. Încep să picotesc. Știi, nu, picotesc, nu, picotesc. Nu-mi vine să cred că te-ai hotărât serios să te desparți de Olga. O soție mai bună nici că se poate imagina. Frățioare, frățioare, nouă bărbaților ne plac totdeauna soțiile altora. Cu ale noastre neobișnuite. Inteligentă, simpatică, frumoasă. Când vă spuneai, mi-am pierdut mințile din cauza ei. Da, da. Acum să mi le-am regăsit. Un medic remarcabil, duce și o muncă obștească. Ba bine că nu, doar e în comitetul sindical. Nu-ți face scene. Ce-i drept, e drept, nu-mi face scene. Da, dar anii zboară. Da, și totuși vrei să o lași din pricina unei fetișcane oarecare. Dacă ai vedea, o ai înțelege ce înseamnă nimeni. Nu, nu. Nimeni. Nu, nu, nu. Dacă nu vrei să mă ajut. Nu, Vitali, nu pot, nu mă pui într-o situație dificilă. Pentru prima oară în viața mea te rog și eu ceva. Pentru prima oară tu ai putea foarte bine să-mi vini odihna cu munca. Bine, dar pe ea ai întrebat-o, e de acord, vrea. Doar ești fratele meu. Da. De altfel voi veni și eu din când în când. Da. Să nu vă nu-i departe. Da. Nu. N-am încotro, hai fi. Bine, bine, ești un frate ideal. Hai, termin. Am să scriu. Da. Adică nu, am să-i scriu ei pe adresa ta din când în când. Dar să nu uit. Ce? Vei avea nevoie de bani, nu? Da, vreo 500 de ruble, ți-ajung. Pentru o lună? Nu, pentru 24 de zile. A, asta înseamnă 3 săptămâni și jumătate. Bine, bine, fie. Hai, dăm 10 sutari. Bom. 10. Am totuși o misiune de răspundere, nu? Da. Pot oare să nu tratez fata cu o înghețată sau dacă e cazul să nu o invit la un restaurant? La... Restaurant? Da. Da. Să nu faci abuz de alcool. Nu, da, nici fără un pahar de vin nu merge. Ai dreptate, așa e, da. Bagă de seamă, da. Nu bea decât vin gruzin sec. Alb sau roșu? Prefer alb. Da, alb. Și să nu deprins cu coniacul că tu... Cu 1000 nu-ți poți permite chiar toate. Da, de ce ești tu atât de sigur că am să-ți dau chiar 1000 întreagă? Obrazul subțire? Haide, haide, frăsioare, desleagă-ți băierile pungii. Da. Da, nu mai pot să zic nimic. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Mulțumesc. Vitali, e nevoie să păstrezi notele de plată de la restaurant? Da. Mai n-au 100. O, ești drăguț, mersi. Cu asta du-te și cumpără vreo 2 sticle de șampanie și ceva pentru o mică gustare. Bun, bun. Vreau să ciocnim cu Ninoșca cu prilejul plecării mele la Cusanău. Da, da, Ninoșca unde? Ce? Am uitat-o în parc. Admire lebedele. Aha. Apropo, am luat bilete la lacul lebedelor. Da, lebedelor, da. Trebuie să încep programul cultural chiar de astăzi. Bine, bine. Hai, dă biletele încoace. Vitale, știi, se spune că lebăda este simbolul fidelității, nu? Va trebui să merg, deci, da? Ghena, am să-ți fiu recunoscător toată viața. Am plecat să aduc pe mine. Așteaptă-ne aici. Da, da. La revedere. De lebădă... Lebădă să fie. Da, intră. Am luat și brânzoice și pâine albă. Foarte bine. Neagră încă nu am zis. S-a nimerit foarte bine, Feofilata Pongel. Brânzoicele sunt din partea mea. O, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Da, o fază de masă n-aș putea găsi la dumneata. Nu cumva ai musafiri. Exact, ai ghicit, am musafiri. Câte persoane? 3, nu, cu mata, 4. Și ce o să bem? O să bem șampanie, Feofilata Pongel. Șampania. Era băutura mea preferată. Ei, cândva era franțuzească. Pas de Spani. Pas de Spani. Pas de Spani era un dans. Adevărat, adevărat. Ah, șampon. Șampon, șampon e un săpun. Șampan! Ținutul ăla cu podgorii din Franța. E, atunci mă duc să pregătesc pahare și farfurioare. Bine, îți mulțumesc foarte mult, Feofilata. Intră, Ninăcica. Acesta este burlocul fratelui meu mai mic. Uite-l, faceți cunoștință. Fomina. Gennady. Da. Nu vă speriați de mobilă că nu mușc. Curaj, curaj, Ninăcica. Simte-te ca la tine acasă. Am să încerc. Câte fotografii cu jochei. Cui îi plac atât de mult cai în casa asta? În gazda mea a fost jocheu. Favoritul publicului moscovit pe vremuri. Gennady, da. Totul este în ordine? Cu... Da, totul este în ordine. Da, imediat, scuzați-mă numai o clipă. Mă întorc într-o clipă. Da. Vom sărbători plecarea mea la Cusanovo. Da. E simpatic fratele dumitale. Da, e un băiat minunat.
Își termin acum lucrarea de disertație despre mobila nouă. Uite machetele. Sunt creațiile lui? Ha? Gust modern. Un perfect simț al formei. Ai, foarte talentat. Da. La noi întreaga familie. Dar care e situația cu ultimul dumitale proiect de bloc? Fleacuri, mici modificări. Mici? Nu chiar. Unele lucrări, firește, mai trebuie să... Tocmai de asta și plec la Husanova. Da. Ninășcă, ce dor îmi va fi de tine. M-am obișnuit atât de mult să fim împreună. Mi-s dragi ochii, mâinile astea, glasul. Dar ție îți va fi dor? Cum să nu? Și eu m-am obișnuit. Totul îmi pare mai interesant cu dumneata. Știi atât de multe, ai văzut atât de multe și... Ninăcica, îmi pierd mințile. Lasă-mă să te sărut. Nu se cade, Vital Nicolaevici. De ce spui mereu, nu se cade? Mă mustră conștiința. Ai soție? Dar ce importanță are asta? Ce... Uite, uite, am adus farfurioarele. Încă din cele de la Cuznesc. Da? Da. Da, domnișoara, cine-i? Este Ninesca. Ninesca, faceți cunoștință. Feofilata Pontievna. Fomina. Iar eu sunt Podușchina, drăguță. Da. Uite și ospățul că e gata. Cumpătat mai e Ghenade al dumitale. De ce? Eu îi spun să-ți cumpăr brânzoaice. Iar el n-am bani. Auzi? Pentru brânzoi ce să n-ai bani. I-am cumpărat din banii mei. Da. Amuzantă, bătrânică. Da, foarte. Spune-mi, Ninecica, da, ai să vii din când în când să mă vezi la Husanov? E complicat, probabil. Îl voi ruga pe amicul meu, Jenea Babkin, să te aducă. Are un moscovici. Dar de ce Ghenad nu locuiește cu dumneata? Înclinați spre independență. În familia noastră am trecut cu toții prin această școală spartană. Nienăcică, să vin. La Husanovo, ai să întâlnești oameni interesanți, pictori, scriitori. Îți vei face cunoștință cu ei. Vin câteodată și oameni tare nostimi. Uneori nici nu poți să înțelegi cine sunt, de unde vin, de ce. Ba, nepoata cameristului lui Tchaikovsky, ba, strănepotul administratorului lui Șariapi și oameni de artă. Acolo va trebui să te odihnești serios. Să te vindești de somnolent. Ah, de ce mi-aduci mereu aminte? Și eu sunt revoltat de mine însumi. Dar acest ultim... Nu-i nimic, ai să o scoți la cap. Ah, Ninesca, Ninesca. Pentru dumneata, domnișoară, da? Am scos cupele de cristal de bacara. Răposatul Nicodim Ivanovici le-a adus tocmai din Belgia. Aha. A câștigat un premiu acolo. Ia auzi, ia ascultă. Clinchet de clopoțel. Bine că am luat pâine albă. Ghenade Nicolaevici mă rugase să cumpăr neagră. Pâinea neagră este mai hrănitoare. Conține mai multe vitamine. În privința vitaminelor, nimic de spus. În curând o să ne hrănim toți cu pilule și cu prafuri. Am adus vin gruzin alb și sec. Ce bine! E tocmai cel care îmi place. Despre gusturile dumitale sunt informat. Cum adică? Lasă, da. Scoate dopul, da, scoate dopul. Ninesca, eu i-am spus că în afară de vin sec, nu bei nimic. Da. De altfel, nici cărul nu-i de lepădat. Da, dar eu nu-l pun în gură. Mi-e o foame de lup. Da, și mie. O să luăm îndată o gustare. Așezați-vă. Vă rog, așezați-vă, oaspeți dragi. Vitalie Nicolaevici, ce preferați? Șuncă sau batog? Cum doriți? Batog. Da, mie îmi place șuncă. Șampania trebuie să fie grozavă. Priviți, uitați-vă ce joc de lumină. Parcă ar fi franțuzească. Vreau să beau pentru Ninecica. Mă asociez. Noroc în dragoste. Mulțumesc. Dar zău, mă răsfățați prea mult. Nu merit. Ba da, Ninecica, merit. De ce? Mă duc să văd cine o fi. Vine cineva la tine? Nu aștept pe nimeni. Doamna
picat un musafir. Genia. Iată-l pe cel mai bun amic al meu. Genia Bachie. În carne și oase. Aș dori să încasez imediat contravaloarea cisternei de benzină pe care am consumat-o în căutarea domniei voastre, tovarășe Cartaș. De ce? În clipa asta sunteți probabil căutați și prin radio și prin televiziune. Ce s-a întâmplat? Nu face pe bufonul. Dacă n-ai să reșim, totul va fi în ordine. Ei, știi când mă plictisesc spiritele tale nesărate? Mai bine să te plictisesc cu spiritele nesărate decât să storm sare pe rând. Și totuși va trebui să o fac. Spune odată, ce s-a întâmplat? Ești un cadavru viu și Ana Karenina la un loc. Eu. Comisia te caută. Vrea să-ți comunice hotărârea finală asupra proiectului tău. Varianta definitivă a îmbunătățirilor necesare. Ah, situația mea se îmbunătățește, așa. Te-ai pornit și tu pe care am. Olga te-a rugat. Bine. Ce bine? Olga te-a rugat. Bine. Ah, bun, Olga nu te-a rugat nimic. Când ești căutat? Când mai poți întârzia? Maximum 30 de secunde. Ai timp să te pregătești, să ți-ai rămas bun și să te evaporezi. Evgen Mihailovici, sunteți totuși un prieten crud. Dragă Inocica, dacă mai există un lucru pe care nu l-am făcut încă pentru prietenul ăsta al meu, e că nu l-am apărat încă cu pieptul meu. Și asta numai pentru că până acum n-a tras nimeni. Apropo, turnați-i un pahar și șoferului, detectivului, curierului. Merită din plin. Cine mai fi? Cine mai fi? Mă duc să... Evgen Mihailovici, ați spulberat toată veseria. O Babkin, Babkin, și nu-ți crapă o brează de rușii. Liniște, vă rog, liniște. Nu-i nimic, au greșit ușa. Aha, au greșit ușa. Așa. Ce bine că au greșit. Îmi pare rău, dar eu trebuie să plec. Păi atunci noi te conducem. Nu, voi rămâneți, vă rog. Continuați și... Ninecica, l-am rugat pe Ghenat ca el, de altfel, o să spună el singur totul. Ghenat, da, te conduc. Da. Genia, vii cu mine? Maestrului îi plăcea să meargă până și la frizerie cu asistenții după el. Nu, profesor, mâine te conduc până la Husanova, astăzi am și eu dreptul la odihnă. Da, pe curând, Ninecica, pe curând. Odihnă plăcută, Ninecica, Nicolae. Mulțumesc, pe Ninecica, pe curând. Odihnă plăcută, drum bun. Prea sunteți tracasați totuși, Evgen Mihailovici. Profesia noastră, dragă Ninecica, este de mare răspundere. Da. Scriitorul scrie o carte. Nu-ți place, o lași deoparte. Așa e. Dacă un film e slab, 3 ruble reprezintă firește o sumă. Totuși poți să pleci de la spectacol. Da. Un pictor expune un tablou prost. Nu-i nimic, nu-l cumpără nimeni. Sau dacă îl cumpără și își dă seama pe urmă că e prost, îl întoarce cu fața la perete. Da. În creațiile noastre însă, omul trebuie să-și petreacă toată viața. Aici nu scap cu 3 ruble. Priviți prea simplist arta. Nu, eu sunt de aceeași părere cu tovarășul Babkin. Uite de pildă. Am citit de 12 ori romanul Bellamy de Guy de Maupassant. Dragoste, gelozie, adulter. Roman fără moarte. Mobila asta are aproape 100 de ani și trăiește. N-are moarte. Da. Greu și mai au rămas bun, frații. Da. Ghitara dumneavoastră are strune inoxidabile, probabil, nu? La spaniolă nu ruginește. Așa. Nicodim Ivanovici a adus-o de la Madrid și acolo a luat un premiu cu Silva. Ghitara e instrumentul aducerilor aminte. Așa e. Genar, bine că ai venit. Ascultă și tu romanța. A, cântă-ne, cântă. Oriunde aș fi, nu voi putea uita căsuța ta cu vechile odăi, nici florile din preajma ta, nici dragostea din ochii tăi. Ce spune vechi și demodat, ca lună stele ciripit, dar ce să fac, m-am întristat că tinerețea s-a sfârșit. Bravo, să trăiești! Cam tristă romanță. Dragostea trebuie să fie frumoasă. Sună! A mai adus Dumnezeu pe cineva. Mă duc să văd cine. Da, într-adevăr, Ninocica, dragostea trebuie să fie frumoasă. Da, dar însăși noțiunea de frumos poate fi interpretată în fel și chip, nu? Pentru unii ea reprezintă jazzul și coniacul cu 5 stele, iar
pentru alții o pajiște cu lalene luna mai. Dragă Ghirari, când proiectăm locuințe, în noțiunea de frumos se include și locul unde vor fi dispuse instalațiile sanitare. Oh, v-a mai venit un musafir. Bună ziua. Bună ziua, Ghirari. Ospătați-vă mai departe, eu mă duc să pun de ceai. Dar la voi, într-adevăr, e un ospăț. Nu ne lipsea decât regina. După cum văd, nici regina nu vă lipsea. E Ninochka. Fomina. Cartașova. Jenea, tu nu știi pe unde e Vitali? Până acum 10 minute Vitali a fost aici. N-am mai putut sta acasă. În fiecare clipă sună cineva și întreabă de el. Am colindat pe la toți cunoscuți. Tu, firește, nu erai acasă. Nu? Și acum am venit sperând să-l găsesc aici, la fratele lui. Același în succes. Dar împotrivă, succes total. Ești cu noi și ăsta este principalul. Fii fără grijă, Vitali trebuie să fie acum exact acolo unde trebuie. O veșnic face tot felul de încurcături. Și pe dumneata, tovarășe, desigur, te-am deranjat, nu? Nu, deloc. Ce gafă gravă. Nu ți-am turnat până acum vin. A, și pentru un burlac înveterat este de neiertat. Dragă, primele simptome de scleroză. La pahar, mai acolo. Ei, cum merge, Ghenea? Cum să meargă? Lucrez pe brânci. Totuși, bravo. Jocul acestui licor are un anumit farmec, nu? În sărătate iubite și înțelepte noastre, Olga. Crezi că o femeie trebuie să fie întotdeauna înțeleaptă? Dragă, cu o soție înțeleaptă și soțul se descurcă mai ușor. Jenea, Jenea, spune-mi adevărat, Vitali... Vitali se descurcă ușor. Vitali mai are de făcut modificări importante. Așa, așa, așa. Acasă a făcut o scenă de isterie. Iertați-mă, sunt chestiuni familiare. Dar am uitat, care e numele dumitale? Nina. Ninochka. Nina. O cheamă Ninochka și... E o făptură minunată. Nu exagerați. Ninochka. Ninochka, întrezi-mi la racul lebedelor. Am bilete la spectacol. Da, da. Vă rog să mă iertați, da. Noi avem bilete. La revedere. La revedere. La revedere. Ce simpatic roșește ea. În spatele unui paravan trandafiriu se pot ascunde multe. Ai fost totdeauna un mizogin. Mama m-a învățat să n-am încredere în aparențe. Și la fata asta e pur și simplu un copil. Da, se poate, se poate, Olea. Eu însă prefer copiii pe care îi mai ține încă mămica de mânuță. Să ciocnim, Olesca. Pentru dragostea eternă. Dragostea eternă. Vorbe, vorbe, vorbe. De ce spui asta? Jenea, tu îl cunoști pe Vitali la fel de bine ca și pe mine. În unele privințe, chiar mai bine. Dacă resping insinuării. Cu Vitali se petrece ceva. Dar știi doar, neplăcerile cu proiectul. Și înainte de neplăcerile cu proiectul? 21 de ani de căsnicie. Da, da. Ca în muzeul Tretiakov sunt reprezentate toate genurile. Iar eu am fost totdeauna adept a realismului. Nu-ți place abstracționism? Vitale n-are înclinație spre abstracționism. Iar pentru mine, ca medic-terapeut, abstracționismul este contraindicat. Principalul e natura. Realitatea. Dar tu ești o realitate minunată, Olga. Lasă din gușirile, Jenea. Vitali mă îngrijorează. Știu, el se îndrăgostește ușor. Când e îndrăgostit, se ocupă cu o atenție deosebită de persoana lui. Se rade de două ori pe zi. Se parfumează. Se admiră mereu în oglindă. Poartă cravate extravagante. Într-un cuvânt, se comportă ca un adevărat cocoș de rasă. E, dragă, cocoșii nu se rad. Ăștia se rad. Apoi se potolește. De altfel, la ce bun să-ți vorbesc despre toate astea? Olga, te asigur că numai pe tine te iubești. Nici altceva poți să spui tu, nu? Nu cunoști apogeul perioadei când e îndrăgostit. Dar dacă în loc de cravată pune papion, atunci e apogeul. Ce urăși, papion? Asta-i da, ceva da. Nou. Iată. Pe vremuri nu mă dezlipeam de lângă el. Îi făceam scene. Acum mi s-a urât. Am devenit poate puțin prea comodă. Doar nu-l pot urmări. Da, sigur, ai dreptate. Dar tu ai luat unele măsuri. Fac și eu ce pot. Sunt medic doar, nu? A, apropo, Vitali nu ți s-a plâns de somnolență? Ba da, drag, e îngrozitor de surmenat. Surmenat? Aici e mâna mea. Cum? În zilele când are ședințe, îi torn în supă câte o lingură de somnifer. Până de curând foloseam bromuralul. Acum există un remediu mai puternic, non-putalul.
Bine, bine, dar el doarme uneori și la ședințele adevărate. Ce să-i fac, n-am nicio vină. El nu-mi comunică program. De ce idee? Ei, vă regreta mult. Foarte mult dacă ne vom despărți. Eu îl iubesc, Darjene. În gândurile mele nu are loc nimeni altul. Și nici nu va avea vreodată. Uite, chiar și acum sunt gata să stau de vorbă cu obiectul noii sale pasiuni. Și să-i arăt cât de mult greșește. Aș face-o și pe asta. Dar Vitale a învăluit-o într-un mister de nepătruns, încât nici nu știu în ce parte să o caut. Dragă, dacă asemenea ființe există, cât că nu ar trebui să o cauți mai departe de părțile Moscovei. Da. Spiritele tale sunt uneori tot atât de plate ca o tigaie. Ei, află că fără tigaie nu poți să faci nici măcar o omletă. Genial. Ei, e târziu. Eu am să plec, trebuie să-i pregătesc geamantanul. Ce noroc a avut Ghenad. Ninuțica pare o fată bună. Geneadu-i pe la mine. O să dansăm, o să cântăm. Ninuțica mi-a plăcut tare mult. Roșește ca o fetiță. Ce rost are să inviți în casă fel de fel de fetișcane frivole? Dar mie mi-a plăcut. Ghenad nu poate să aibă o prietenă neserioasă doar. Ghenad? Picil. Ghenad. Știi că nu e o idee, de? Mai ciocnim o dată? Să mai ciocnim. În cinstea cui? În cinstea femeilor pe care le prețuim. Gata! Gata și ceaiul. Dar nu te-a trebuit mătușică până să fiarbă. Butelia era pe sfârșit. Da? Atunci abia nu mă atacă, noi trebuie să plecăm. Da. La revedere! La revedere, la revedere! La revedere, la revedere! Toate cele bune! Ce minunat e să vezi în jurul tău numai oameni fericiți! Poate că n-ar trebui să descriem amănunțit locuința familiei Cartașov, întrucât nu prezintă nimic deosebit. E o locuință nouă și solidă, cu o sufragerie spațioasă, care sugerează că locatarii sunt sociabili, se pricep și doresc să primească musafiri, să petreacă împreună cu ei, să glumească, să bârfească nițel, iar uneori să discute și în contradictor. Trebuie totuși să precizăm că această casă este situată într-unul din raioanele noi ale Moscovei. E după amiază, soarele se lasă către asfințit, învăluind toate lucrurile într-un reflex arămiu. Olga Fedorovna, stăpâna casei, aranjează în sufragerie masa pentru patru persoane. Cu rochia sa înflorată și șorțulețul ei cochet, se află parcă în centrul acestui amurg ce scaldă în aurul său moscov. Olga Fedorovna așează vesela așa după cum șahiștii joacă șah. Fiecare mutare este gândită și nu se mai revine la ea. Soneria telefonului întrerupe ocupația ei delicată. Alo? Da, te ascult, Jenica. Peste un sfert de oră? Foarte bine. Nu, nu mai trebuie nimic, avem de toate. Și asta, da, am reușit. Te aștept? Nu, încă n-au sunat. Alo? Ghenar? Da, eu, ați sosit? Minunat. Nu, veniți direct. Nu-i nimic, Ninoci care tot ce-i trebuie aici pentru a se aranja. Cât să vă acord pentru drum de la Himki până aici? 20 de minute e suficient? Bine, vă dau 30. Jenea va veni înaintea voastră, da? Vă aștept. Olenka! Vitali, tu! Mai cum ai speriat? De ce nu mi-ai dat un telefon? Nu e chiar atât de simplu să obții de acolo legătura. Ți-ai terminat lucrarea? Da, de unde? Mai am destulă bătăi de cap. Am uitat notele de calcul, nu mi-aduc bine aminte unde, ori aici, ori în atelier. Rămâi peste noapte? Nu știu, depinde de... Ce depinde? Va trebui pe semne să plec, dar voi vedea. Tu cum te simți? Bine, dar tu? Așa.
Și medicul m-a consultat surmenaj, desigur, și somnolență. Încă n-a trecut? Mă simt ceva mai bine, dar mai persistă încă. Ia-te, uite cum se ține scai de tine. Au venit oameni interesanți la odină? Sunt, firește. Eu însă stau retras. Așa. N-am timp. Mă costă scump surâsul. Da, și tu ai încetat să surâzi. Nu de asta mi-a... De casă ți-a fost dor. Bineînțeles, dar ce pot să fac, Olenka? Poate rămâi, poate rămâi, Vitale, pleci dimineața. Nu, e complicat, Olenka. I-am promis directorului că mă înapoiesc. E bine, bine, am să-ți dau eu adeverință că ți-ai petrecut noaptea cu soția ta legitimă. Pe vremuri eu fugeam la tine din casa de odihnă. Da, fugeai, Olenka. Nu, Olenka, proiectul nu se poate. Nu se poate. Dar asta ce mai e? Pregătește-ne o spăt? Da, musafir. Vezi, avem și musafir. Musafir? Mm-hmm. Ia, hai, spune totuși, cine sunt? Te interesează? Mă rog, dacă vrei, poți să nu te întreb. Jerea Babkin. Jerea și Genar. Da? Mm-hmm. Aha, dar masa e pusă pentru 4 persoane. Genar vine cu o fată. Genar cu o fată? Da, da, închipuiți că da. Dar de unde, până unde, Genar și o fată? E o ființă fermecătoare, pur și nevinovat. De unde știi asta? Roșește la tot pasul. Asta nu e întotdeauna o dovadă de nevinovăție, dar... Da, problemele astea nu sunt atât de erudite ca tine. Pentru mine e suficient că Genar se poartă cu ea așa cum te porți cu o logotnică. De unde mai apără și logotnică asta? Dar nu poți să te însori fără să cunoști omul, nu? Cum adică fără să-l cunoști? Când am plecat eu la Husanova, nu avea niciun fel de Julietă. Ce spui, nu avea? Nu avea, știu precis. Aha, trebuie să fie jene. Jene? Aha. A, sihasule, cum mai duc rămășițele tale pământești? Uite că m-am părut și eu. Eu am ținut treaba la bucătărie. Genadi, a dat vreun semn de viață? Da, sună de la Hinchi. Peste vreo 20 de minute o să fie aici. Eh, cum merge cu fațada ta? Au mai rămas niște detalii, așa. Ascultă. Sosesc, Ghenat nu e acasă, nici bătrâna. Am trecut pe la ei. Acum 3 zile am trimis o scrisoare. L-am prevenit că vine azi. Și totuși al de unde nu-i. Nu, Ghenat a luat-o rasna. Și a găsit nu știu ce fetișcană. E pur și simplu urât din partea lui. Doar mi-a promis că se ocupă de mine. Ghenat de-a tău n-a luat-o deloc rasna. A plecat cu vaporul să se plimbe. E cu Nina. Cu care Nina? Cu a ta. Cum adică? Adică așa. Când? Acum 3 zile. Amândoi într-o cabină? Asta nu știu. Dar de unde știi tu că au plecat cu vaporul să se plimbe? Eu i-am condus cu mașina până la Himki. La Himki? Exact. Deci Ghenat vine aici acum cu Nina? Absolut exact. Tu îți bagi joc de mine? Eu ce vină? Păi poate să izbucnească un scandal. Nu e exclus. Ia stai. Nu cumva a cunoscut-o și Olga? Ai să râzi, a cunoscut-o. Dumnezeule, sper că nu. Să te liniștește. Atunci sunt nevoit să dispar cât mai repede din propria mea casă, nu? Da, n-a stricat pentru a evita anumite șocmii. Ești eu care speram să ne întâlnim, să-mi petrec seara cu ea. Da, văd. Ce vezi? Papion. Se găsește la magazinul central. Ah, ce rău îmi pare. Te rog însă, află neapărat dacă au călătorit în aceeași cabină, da sau nu. Și? Trimite-mi o telegramă. Ce să cuprinde? Dacă în diferite scrie textual, în diferite, salutări. Și dacă împreună? Scrie-mi adevărul crud, un singur cuvânt, împreună. Și salutările, nu? Nu, mă lipsesc de salutări. Ei pot să pice dintr-un moment într-altul. Pot, sigur. Atunci trebuie să o șterg. Vezi, ai grijă. Ai grijă de tot ce se petrece pe aici, te rog. Nu uita să vorbești cu Ghenadi. Și pe Olea, pe Olea sunt bărbătesc. Pe pacea să amortizez totul. Da, încă ceva. Află dacă Ghenadi a primit o scrisoare a mea pentru Nina. Nina? Așa, să mai cântă. Hai, puteți să vă scoateți haine. Olenka. Ce? Eu trebuie să plec. Și termenul e foarte scurt. Da, notele de calcul le-am găsit acasă și plec, n-am încotro. Vitali, e poftimă, bine nici nu venești. Monica, nu te supăra, trebuie, înțelege că trebuie. Uite, întreabă-ți pe Jenea. Da, trebuie să se înapoieze neîntârziat, pentru că altfel se pot ivi încurcături. E vezi. Dar e în pericol fațada lui. Da. Dacă e așa... Sigur nu m-am pot opune. Nu fi trist, Olenka, te rog. Nu, am să mă întorc. Mă întorc definitiv, Olenka. Da, vă las cu bine. Vă las cu bine. Jenea, nu uita ce te-am blocat. Bine, bine. Da, revedere. Grazie frumoase. Jenea, l-am privit de pe balcon.
A luat un taxi și a plecat. De aici prea departe ca să mergi pe jos. Nu prea-mi vine mie să cred că a plecat la Husanovo. Olea, te asigur că acolo a plecat și numai acolo. Nu, toate simptomele pledează contrar. Face aluzii la papion? E, uite, așa se înșeală uneori chiar cele mai deștepte soții. Uneori soților le place să constate că s-au înșelat. Olea, albănuiești pe nedrept, Vitali. Îți jur că a plecat într-adevăr la Husanovo. Bine, cred. Astăzi avem musafir, nu? Deci să petrecem. Au sosit. Oh, bună seara! Bună seara, Fătirata Pontievna. Cum vă mai simțiți? Mă bucur de primăvară și toate ar fi bune. Numai că, uite, m-a cam tras curentul și sciatica mea mă cam strânjenește când mă mișc prea repede. Ar fi trebuit să-i aplici nisip fierbinte, Fătirata Pontievna. Am încercat, drăguțule, am încercat. Chiar pietriș am încălzit. La noi se repară trotuarul. Am strâns pe însărat un săculeț de pietriș, l-am încălzit și pe sciatică cu el. Și-a ajutat? Ah, nu-i un leac prea grozav. Ar trebui cu coarț. Am încercat cu fierul de călcat. Vecina m-a călcat cu fierul. Pielea, n-am ce zice, s-a netezit, dar sciatica tot a rămas. Se apropie vremea călduroasă. Curent, bucătăria e comună, da. Cine are sănătate de fier deschide fereastra. Cine-i clădit din material mai șubred o închide. Între timp te-a și prins răceală. Veniți la noi la policlinică. Veniți, vă consultăm și vă facem bine. Mulțumesc. Am observat eu că vă place să faceți bine oamenilor. Asta e profesia mea. Se întâmplă ca profesia să fie demnă de laudă, dar cel care o practică, ba. Multe se întâmplă, fie firată. Să nu vă închipuiți cumva că sciatica m-a adus. Ghenadii a dispărut. Nu e cazul să vă îngrijorați. A plecat să fac o plimbare pe canalul Moscova. Un bilețel măcar să-mi fi lăsat. Eu n-am rude. M-am obișnuit cu el. Și când colo, lipsește o zi, lipsește două, lipsește trei. Am vrut să anunț miliția. Am primit o scrisoare de la fratele lui. Poate că e ceva urgent. Peste câteva minute va fi aici. Dacă nu-i cu supărare, vă rog să-i o transmiteți. Văd că așteptați musafiri. Pe Ghenadii mă duc. A, rămâneți. Nu, mulțumesc. Aș fi rămas bucuroasă, dar știate că asta. Au. Ce farfurii frumoase. Da, într-adevăr, da. Pe vremuri bărbățelul meu mi-a dus din Germania un servici complet de saxa. Și de masă, și de ceai, și de cafea. A câștigat un premiu acolo cu idolul. Numai că mai târziu l-a spart tot el. Doar zaharbița mi-a mai rămas. La ea s-a oprit. Nu putea suferi hârșind zahăr sub picioare. Ce să-i faci, ce-a fost a trecut. Poftim scrisoarea. Și pe când să-l aștept acasă pe Ghenad? Pe astăzi, cred. Și la consultație când să vin? Mâine, între 9 și 2. Mulțumesc. Doar Olga, vă vindec într-o clipă. Mulțumesc. O conduc eu, Olga. Tovarășul Ghenadi Cartașov. Ce-o fi vreau să-i scrii? Jenea. Da? Jenea, n-ai putea să-mi explici ce înseamnă inițialele NEFE? Ce inițiale? Discursoarea este adresată lui Ghenadi pentru NEFE. Cine este acest sau această NEFE? Oare, eu nu sunt detectiv. De ce Vitali trimite fratele său o scrisoare pentru NEFE și nu direct lui NEFE? Păi de unde să știu? Întreabă-l pe Vitali. Și tu nu știi? Jură? Jur pe bătrâna broască țestoasă și pe toate rubedenile. Nu face pe bufă. Hai, Olea, liniștește-te. E bine, m-am liniștit. Ce faci cu cuțitura? Se pare că ai gânduri criminale cu mine. Vreau să deschid scrisoarea. Nu, am citit undeva că a deschide o scrisoare străină. E un semn de proastă creștere. Eu încă n-am citit, nu? Că nu o să citesc. Deci, cel puțin să-l fi lipit mai bine. Eu mă spăl pe mâine, Olenca. Citește-o, te rog. Nu, că eu descifrez greu scrisul de mână. Da, atunci ascultă. Dragă Ninochka, încă o Ninochka. Sau e vorba de Ninochka asta? De unde să știu eu, Monica? Eu nu mă amestec în treburile interne ale altora. Da, minciuna are picioare scurte. Dragă Ninochka,
Nu-mi găsesc locul aici la Husanovo. Acum e limpede de ce a venit, nu? Mă culc și mă trezesc cu gândul la dumneata. Aici e minunat, oameni încântători, dar nimeni și nimic nu mă interesează. Auzi? Da, sună. Ce ai dat în mormăit? Să-ți citesc până la capăt? Nu merită, orez. Nu, ascultă totuși. Nu visez decât la clipa când voi putea din nou să te văd. Ca să fiu mai precis, miercurea viitoare voi veni în jurul orei 6 la locul obișnuit. Astăzi e tocmai miercuri, nu? Și ceasul? 8. Unde este locul lor obișnuit? Păi unde să știu eu, Orenga? Tu ai fost desigur de multe ori. Da-ți jur. După asta urmează să înțelege, îți sărut mânușițele dragi. Asta e tot? Tot. Păi am de făcut câteva observații. În primul rând îi se adresează cu dumneata. Și în al doilea rând îi sărută mânușițele. Numai mânușițele. Poți să-mi spui, e vorba de Ninochka asta sau de alta? Păi dacă nu știu, Orenga... Ei bine, atunci o să întrebăm totul chiar pe ei. Nu, stai că spun. De aia. Care e aia? Asta. Asta? Care e cu genari? Dumnezeu mi-e martor, sunt strâns cu ușa. Da. Și ce rol are genari în această chestiune? Marionetă, o face la rugămintea lui frate. E, bravo, ați înșchevat o organizație întreagă. Ore, e o poveste banală. Ei, voi bărbații, o poveste banală. Dar de ce nu vă gândiți și la noi? La noi, care din cauza poveștilor voastre banale scăldăm nopțile în lacrimi. La noi, cărora ne pierde până și dragostea de viață. La inimile voastre sunt de piatră ca și casele pe care le proiectați. Dar nu generaliza, Oleg. De asta Ninochka roșea atât de nevinovat în prezența... Uite, mă încumet să afirm că Ninochka este o fată minunată, o fată de bine, treabă. Bine, rămâne de verificat. A, nu, acum niciun caz nu mai poți verifica. Trebuie să contramandăm masa, nu? Să o contramandăm? Nu, niciun caz. Așa. Ce faci, Oleg? Am găsit puțină gumă arabică. Să restabilim integritatea scrisorii. Așa, s-a făcut. În orice caz, cu mai multă grijă decât acolo la Husano. Și tu, întrucât mai trădat, ești obligat să ți spășești vina. Dar sunt amicul Vitali, nu m-a judecat prea aspru. Dar tu ai fost totdeauna și prietenul meu, nu? Da, așadar, din clipa asta nu mai ești prieten, ci servitor, sclav, robot. Dumnezeu! Vei face tot ce îți voi porunci eu. Ascultă, deci. Astăzi vei cânta la pian și din gură, iar noi vom dansa. Îți mai arde și de dansul. De ce nu? Vitali totuși la Husano va pleca, nu? Numai că aș vrea să rămân cu Nina câteva clipe între patru ochi. Dar și ce să fac cu Ghenadi? Cu Ghenadi? Păi... Stai. Nu pot să fiu și eu o gazdă distrată? Am invitat musafir la masă și deodată ne trezim că am uitat să cumpăr vin. Ai, ce mai gazdă neatentă. Și tu pleci împreună cu Ghenadi după vin. Da, minunată idee. Stai să-ți dau bani. Nu, că vreau să-mi răscumpăr trădarea. Da, numai cu răscumpărarea asta nu scapi tu. Și încă ceva, să știu că am să-i dau eu scrisoarea lui Ghenadi când am să socotesc de cuvinte. Vitali a plecat tocmai la țară. Eu o să-i vină rândul și lui Vitali. Hai, acum așează-te la pian și cântă, dar nu o melodie prea tristă. Lăutar, direcția pian, înainte marș. Ai, Vitali. Mi-a spus că vă plac foarte mult florile. Da, Ghenadi a spus adevărul. Da. În așteptarea voastră admiram apusul de soare. Dar ne lăsăm pradă unui pesimism organizat. Cum ați petrecut? Minunat! Ce țărmuri frumoase! Un capitan foarte ospitalier. Da, capitanul i-a plăcut Nini în mod deosebit. Vai, dar are, cred, aproape 50 de ani. Dacă omul îți place, are prea importanță vârsta? Nu, firește. Ați călătorit în condiții bune? Ne-am odihnit admirabil. Da, și ați izbutit ușor să obțineți o cabină cu două locuri? Evgeni Mihailovici, noi am călătorit în cabine diferite. Păi cum așa, Ghenadi? Deci n-am încercat să obțin o cabină cu două locuri. Așa? Mă scuzați, eu trebuie să dau o telegramă. Gine. În diferite salutări. Ai început să ai puțin camera. Am confundat. Ei, ne așezăm la masă? Da. Chiar înainte de a ajunge aici, am luat o gustare. Atunci să organizăm un scurt moment muzical. Am înțeles, cum e, la treabă. Da, hai. S-a întunecat. S-a prins lumina? Nu, e mai bine așa. E atât de plăcut. Totuși, una discretă tot voi aprinde. Ghenea?
Da. Bine, invită la dans. Îmi dați voie, Olga. Dar n-am făcut aluzie la mine. Ninochka mă va ierta. Echipa asta, Ninochka, a roșit probabil până în vârfuri. Nu vă e rușine să vorbiți așa, Evgen. Mi-e îngrozitor de rușine. Bine, bine, nu stric acum la dispoziție. Bine, bine, am tăcut. Continuă dumneata cu genat, Ninochka. Simt că omul care a scris această melodie iubea foarte mult pe cineva. Păcate mai sunt unii oameni care se joacă cu dragoste ca și cum s-a jucat de față ascuns. De față ascuns, se joacă doar copiii. Uneori se joacă și oamenii mari. E nadic, când filozofezi prea mult, îți pierzi bună dispoziție. Oare oamenii trebuie să fie întotdeauna bine dispuși? Uite o întrebare. Poate fi un om sovietic prost dispus? După părerea mea, oamenii care sunt mereu bine dispuși sunt pur și simplu nechiop. Mirasca, mi-o plătești? Eu sunt întotdeauna bine dispus. N-ați vrea să rezolvăm problema bunei dispoziții la masă? Niciodată ești mie nimic. Atunci poftiți. Presimtă-se că problema bunei dispoziții va căpăta o soluționare negativă. De ce? Încă niciodată n-a obținut o soluție pozitivă atunci când cina a fost stropită numai cu sifon. Măi, ce neglijență de neiertare în partea mea. Minunat! Mie îmi place foarte mult apa minerală. De obicei, de băuturi se ocupă Vitale. Astăzi se vor ocupa rudele lui cele mai apropiate și prietenii lui cei mai buni. Gennadi, da? Hai la magazin. Ce soartă ciudată am și eu. Sunt un papă lapte și toată ziua alerg după vin. Anii de ucenicie, măi! Ar fi totuși bine să aprind lumina, nu? Am vederea puțin slăbită. Nu te mai distingi bine. În camera asta e atât de plăcut și de intim. Soțului meu îi place să se amestece în toate treburile casnice. Da? Da, din când în când ținem câte un consiliu. Ce fel de consiliu? În doi. Și hotărâm totul, de obicei în unanimitate. Dar acum, cu ce să te distrezi? Olga Fedorovna, nu te deranja. Stai. Stai că am să-ți arăt un album de fotografii. Pe vremuri, albumele erau legate în coperți de plâș cu încheietori de bronz. Și fotografiile erau mai solide. Astăzi totul se perfecționează. Ei, nici nu-ți vine să crezi că un album poate oglindi aproape întreaga viață a unor oameni. Uite fotografia asta, vezi? Aveam 18 ani, iar Vitali 20. Pe atunci scria versuri și se tundea la Maiakovski. Semăn? Da, am reușit să vă recunosc. Ce ființă drăguță și sinceră ești. Unii prieteni, dorind să fie amabili, îți spun, arăți și astăzi ca atunci. Uite, aici suntem pe stadion. Ne-a fotografiat Babkin. Da, el era un pasionat fotograf amator. Pe vremea aceea eu cu Vital eram adversari neînduplecați. El suferea pentru Spartak, iar eu pentru Dinamo. Dar astăzi... Eu m-am vindecat, iar el tot cu Spartak ține. Eu nu înțeleg ce găsește el la echipa asta. De ce? Spartak e o echipă excelentă. Vitale a mai cucerit un suporter pentru echipa lui. Iar aici e Vitale în Siberia, la practică. Un portret foarte romantic, nu-i așa? Braz, taigaua coboară până la marginea orașului. Ce priveliște pitorească și impunătoare. Stai că aici, după cât îmi amintesc, scrisese niște versuri. Mi-ar trebui ochelari. Nu, citește-le dumneata, Ninochka. Ai ochi bun? Bun, sigur. Chiar frumoși. Desigur că plac anumitor persoane de sex masculin. Hai, citește, aș vrea să le ascult. Nu se cade. Nu, sunt desigur strict personale. Strict personale, Ninochka. Citește-le. Au fost vremuri frumoase. Olenca mea, soarele meu, n-am gânduri care n-ar zbura spre tine doar, iubita mea. Cât te iubesc să-ți spun mi-e greu și atât îți cer, nu mă uita. Când ghiocei or să iasă, eu din Siberia revin. Ești ființa cea mai luminoasă, de tine sufletul mi-e plin. Mereu departe am simțit-o și una ești cu făptura mea. Când mă întoarce, deci, iubito, tu poartă acasă în încuia. Caragioase versuri, nu-i așa? De ce?
sunt pătrunse de sentimente adânci. Ești ființa cea mai luminoasă. De tine sufletul mi-e plin. Mult timp mi-a repetat el versurile astea. Le-am cântat chiar pe o melodie. Jenea ne acompania la pian. Mie însă mi-au fost dragi. Dar astăzi Vital Nicolaevici nu mai scrie versuri? Nu, a trecut la proză. Atunci nu i-am închis ușa. Direct de la gară ne-am dus la oficiul stării civile. Apoi a venit războiul. Uite-l aici cu batalionul lui de pionieri. Construia și arunca în aer poduri. Uite și aici îl poți vedea întorcându-se victorios la Moscova. Da. Iar mai departe ne apropiem de zilele noastre. Te plictisește probabil. De ce vorbiți așa, nu? Vezi, Nina, viața de familie e un fel de universitate. Nu înțeleg. Mulți se zbat să intre, dar nu totdeauna programul este convenabil alcătuit. Probabil e greu să alcătuiască programul. Da, foarte greu. Dar ați încercat? Nu. Uneori se mai și despart oamenii. Da, e drept, asta nu-i variolă. Nu se pot face vaccinări. Îmi închipui că îi vine foarte greu cuiva care e părăsit. Nu știu. N-am încercat niciodată acest sentiment. În căsnicia dumitale a fost totdeauna senin? Ca în natură. Primăvară, vară, toamnă, iarnă. Oare toate se sfârșesc totdeauna prin iarnă? Și apoi din nou primăvară, din nou vară. Fără toamnă? Ca în natură. După ploaie, vreme bună. Dumneata, iubești pe Ghenade? Nu. Nu? Are un suflet foarte bun. Când cineva nu vrea să spună nimic despre un om, spune că are suflet bun. Intenționezi să te măriți cu Cartașov? Cu care Cartașov? Cu Ghenade, firește. Dumneata, te-ai gândit la soțul meu? Nu. Amuzant. De ce se fac dacă așa ar fi împrejurările? Nu l-aș reține. Ați renunțat chiar atât de ușor? Niciodată nu trebuie să reții pe cineva cu sila. Dacă ești convins că toate firele sunt rupte, n-are decât să plece. Și dacă nu toate? Atunci nu vrea el să plece. Sunteți atât de sigură? Ca de mine însă. Meritați toată admirația. Vezi, Nina, eu sunt medic. Cu mine oamenii sunt sinceri. Ah, dacă știi. Și printre noi femeile există tipuri biologice. Dar printre bărbați, ce să mai vorbim? Nu pot să trăiască dacă nu se îndrăgostesc la tot pasul. De cum înmuguresc copacii, neamul cocoșilor își semețește creasta și își trâmbițează primul cucurigul. Despre cine vorbiți astfel? Inocica, vorbesc despre cocoși. Am avut impresia că faceți aluzie la cineva. E, mă rog, să nu intrăm în amănunte. Apoi încep să-ți mărturisească păcatele. Da, cad în genunchi. Oare și în căsnicia dumneavoastră? Da, din păcate. Uneori, de sub pălăria de fetru a tovarășului Cartașov, mijește o creastă de cocoș. Iartă-mi sinceritate. Dar cum rămâne atunci cu... Ești ființa cea mai luminoasă. De tine sufletul mi-e plin. Ninocica, nu găsești oare că ne afundăm într-un hățiș cam întunecat? Dar ce-o fi cu bărbații? Să știi că sunt încurcat pe undeva. Într-adevăr, lipsesc de atâta timp. Da, și numai eu sunt vinovată. Dar cred că e timpul să sosească. Cu toate astea, îl înțeleg pe Ghenade. Ce vreți să spuneți? Oh, specie asta cartașoviană. Specie? Ai spus ceva? Nu. Oh, a început să mă doară capul. De foame, desigur. Răscumpărarea a fost plătită. Pur și simplu, murim de foame. Ziniocica a început să o doară capul. Jenea, desfondă tu sticlele la bucătărie. Dar diagnosticile tale sunt invariabile. Dumnezeule, era salata. Vede, mă duc să o aduc. Jenea? Da? A fost Feofilata Pontierna pe aici. Da. Ți-a adus nu știu ce scrisoare. Mi? Nici nu m-am uitat la ea. Dar ia-o din servan. Da. Eu scris. Da.
De fapt, e pentru dumneata, Ninochka. Poftim. Da. Dragă Ninochka, îmi găsesc locul aici la Husan. Simt lipsa în fiecare clipă. Adorm și mă trezesc cu gândul la dumneata. Ce mârșăvie! Ce-ai spus? De ce m-ai adus aici? De ce-a spus la care această stupizenie de a mă însoți mereu? Nina. Ești un frate prea docil. Nina, mai încet, te rog. Mi-e rușine de mine. Am crezut ca o naivă într-un cântec de cocoș. Cocoș? Cu ce drept m-am stricurat în această familie? Visez la ceasul. Blestem acest ceas. Nina, dar tu singură ești vinovată. Știai doar că Vitali e aproape de două ori mai în vârstă decât dumneata. Așadar, tot pe mine arunci vina. Nu, Nina, nu l-absolv de răspundere pe Vitali, nu, dar... Dar, sincer vorbind, mă miră purtarea dumitale nechipzuit. Dacă n-ai la totul în serios, cu atât mai rău. Dar dacă aveai de gând... M-ai adus aici ca să mă jignești? Nu, Nina, nu. În acest răstimp am avut privilegiu să te cunosc. Am început să te apreciez. Nu mai pot suporta acest rol de ghid. Nu te-am rugat. Dar știu, Nina, știu. Și cu toate acestea, atitudinea dumitale a fost necugetată. Atitudinea mea a fost necugetată? Da. Bine. Transmite-i fratelui dumitale să uite pentru totdeauna și persoana mea și numărul meu de telefon. Nina. Și dă-i și scrisoarea înapoi. Poftim. Nina. Adio. Nina, dar nu se cade, Nina. Ba, se cade. V-am preparat o salată delicioasă. Olga Fedorovna, Nina se simte rău, a plecat acasă. Nu te supăra, dar trebuie să plec și eu. Tabla de șah a rămas fără figuri. Olea, unde ești? Olenka! Da? Aici, pe balcon. Vino, Jenia, să-i vezi. Ea e supărată de-a binele. Mm-hmm. Aha, uite-l și pe el. Da. Ea nu vrea să vorbească cu el. Privește-i. Aba, nu, au pornit totuși împreună. Tu vezi mai bine, spune-mi, ce fac mai departe? Beau niște sifon. S-au oprit la chioșcu cu răcoritoare. Ciudați oameni. Aici zeamă de struguri și acolo zeamă de robinet. Cum nu știu oamenii să prețuiască ce e bun? Aha, ea a trecut pe trotuarul celălalt. Da, el? Eu nu mai văd că ea a acoperit un autobuz. O faptă cu multe semne de întrebare. Trebuie să spun, nu prea îl înțeleg pe Ghenali. Ascultă, Jene, de ce ai pus o întrebare atât de lipsită de tact în legătură cu cabina? Așa sunt eu curios din fire. Ce să-i faci, Olenka? Putem considera incidentul închis. Nu fii prea severă cu Vitali. Te-ai convins doar că e vorba de o toană nevinovată și încă într-o formă embrionară. Ei, eu văd lucrurile puțin altfel. Da. A venit timpul să-i dau o lecție lui Vitali Craidon. Nu fii sângeroasă, Olga. Tu ești medic internist, nu chirurg. Organismul lui are nevoie de un șoc puternic. Și în clipa asta, prietenul meu, coborând din trenul electric, se îndreaptă senin pe o cărare înflorită spre chilia lui, nebănuind ce l-a așteptat. Jenia, tu ai putea să te însori cu mine? În ce sens? În cel obișnuit. Nu pot fi părtașul unei asemenea trădări. Va trebui. Ce ți-a mai trecut prin minte? Și Olga Fedorovna și-a pus planul în aplicare. E o dimineață de duminică, pe la începutul lunii iunie. Îmbrăcată într-un halat ușor și înflorat, Olga Fedorovna se agită prin sufragerie, cercetând din când în când ceasul. În bucătărie, Evgeni Mihailovici Babkin, îmbrăcat în pijama și cu un șorț în față, pregătește micul dejun. Omleta e gata! Altă să nu se ardă! Cea mai gustoasă omletă este totuși cea cu roșii. Pentru început de iunie, roșiile sunt o plăcere prea costisitoare. Dar puteai să-ți permiți și luxul ăsta. E vorba totuși de omul tău, drag, nu? Da. Unde să o pun? Uite, aici e suport. E timpul să te obișnuiești. Așteptăm o atitudine mai atentă din partea ta.
Dar nu văd untul pe masă. Ești fără îndoială un om extrem de capricios. Rulmenții mei au nevoie de o ungere continuă. Lui Vitali nu-i plăcea untul. Lui Vitali îi plăceau în schimb altele. După tine trebuie să meargă cineva cu aspiratorul de praf. Ai umplut toată bucătăria cu scum de țigară. Burlacii bătrâni sunt insuportabili în viața de toate zile. Eu sunt un fost burlac bătrân. Cafea cu lapte sau neagră? Era cazul să fi știut până acum. Ei, hai, spune-o, cu lapte sau neagră? Neagră. Poftim. Jenea, da. Ai aflat ora precisă la care vine trenul? Precisă 10:05. O să fie probabil foarte mirat că nu ne vede pe peron. Dacă îmi displace acest sentimentalist. Uite, uite cât scade scrumul pe față. Servește-mă scrumieră. Nu sunt obișnuită să servesc scrumieră. Va trebui să te obișnuiești. Ce-ai făcut cu biletele la lacul lebedelor? Vezi că sunt în haină. Caut în buzunarul din stânga. Da, le-am găsit. Ai o memorie bună. Nu înțeleg de ce ții cu tot din adinsul să mergi ziua la lacul lebedelor. Tchaikovsky e la fel de frumos ziua ca seara, nu? Notează-ți aceste maxime în cartea înțelepciunii. În casa noastră n-a existat o asemenea carte. Acum va trebui înființată. Oh, ele. Ele, ori. Ziarele. Nu înțeleg pentru ce se cheltuiesc o sumedenie de bani pentru abonamente la atâtea publicații. Lui Vitali plăcea să le răsfoiască dimineața. Începând cu anul nou, vom curma această risipă. Dezbezesc, arunc scrumul pe parchet. Jene! Trebuia să-mi fi adus imediat o scrumier. Poftim. Nu, ai început să mă plictisești. Dragă, pijamaua asta mă obsedează. Totuși suntem prea cruzi. Când se spune omului adevărul întreg dintr-o dată, e lucru cel mai uman. E, dar poți afla adevărul și de la un om îmbrăcat în costum. Tu ți închipi că Vitali va observa pijamaua? Dacă n-a orbit între timp... Are atâta încredere în mine încât pijamaua nu îi va produce nicio impresie. El, de data asta da, e... Da, el trebuie să fie. Ce dar nu-i nimic, lasă, lasă care cheie. Mi-e frig, Nu, poate intra și fără să fie întâmplat. Eu nu mai suport. Culcat. Ole, el a fost prietenul meu. Îți poruncesc să stai culcat. La mor. Mor, dar culcat. Eu mă duc la bătătorie. Femeile au fost întotdeauna mai sadice decât bărbați. Întotdeauna. Iată m-am sosit. Olenka! Olenka! Jenia, tu! Da, eu. Dar Olenka unde e? La bucătărie. La bucătărie? Olenka, am sosit să... Mă da să rând mâna, Olenka. Bine, te-am găsit, Olenka. Nu, am mâinile urde. Da? Mă puteți felicita, dragii mei. A fost comisia acolo și a aprobat totul. Oricum, acest husan o foie ceva, singurătate, atmosferă creatoare, eh? Ghicește cu cât am ieftinit. După cât mi-aduc eu aminte, surâsul tău costa un milion. Un milion? Dar două nu vrei? Olenka, totuși, soțiorul tău are ceva în capă. Cum mai stai cu somnolența? A dispărut ca prin farmec. Acolo e un medic foarte bun. Femeie? Bărbat. Dragii mei, mi-a fost tare dor de voi. Da, ți-a fost dor sau fluturaș a ostenit care? Zburând la soare? Care? Apropo, unde ți-e fluturașul? Care fluturaș? Pation. Fluturașul a zburat. Știți, acolo în mijlocul naturii te simți parcă alt om. Cărările umbroase ale pădurii, mestecenii, pinii care freamătă, libelulele și nourașii pe cerul albastru. Versuri ne-ai scris? Eram gata. Totuși, munca a fost pe primul plan. Când te plimbi, cumpănești totul. Ce este lumea, pământul, istoria, locul tău pe pământ, eh? Ar trebui să stăm cât mai mult în mijlocul naturii. Acolo se filtrează creierii. Începi să înțelegi ce mult înseamnă să fii un om dintr-o bucată și să nu-ți irosești viața pe nimicuri. Să nu-ți irosești viața pe nimicuri, Jenia. Ce mult înseamnă. Dar voi ce ați rămas așa de parcă sunteți congelați, eh? Și la gara de ce n-ați venit? De ce Olenka n-ai venit la gara? Ne-am luat cu treburile. E duminică. Ne-am sculat târziu. Cum adică v-ați sculat târziu? Da, Jenia, tu de ce ești în pijama? E o zi călduroasă. Asta e bună, dar în definitiv nu prea e potrivit, știi? Tocmai într-o zi călduroasă e potrivit să stai în pijama, nu? Am vrut să spun că nu prea e cuvincios. Găsești? Mi se pare că nu ești chiar la tine acasă. Asta e o chestiune elastică. Ce-i cu tine? Încă nu te trezești bine din meție? Iarăși figuri de ale poștei. Da, să știi că nu e exclus. Creșteți. Ce amestecare poștă aici? De ce tăceți?
Dacă va trebui să-i dăm explicații verbale, nu? Oricum. Da. Spune-i tu. Nu, nu mai bine spune-i tu, oricât alte relații... Ce se petrece aici? Vitali, trebuie să-ți spunem totul deschis. Se vede că tu n-ai primit scrisoarea noastră. N-am primit niciun fel de scrisoare. Eu am lucrat. E, tocmai, n-am trimis-o special către sfârșitul lucrărilor ca să nu te tulburăm, nu? E păcat, totul ar fi fost mai simplu. Mă, ce ar fi fost mai simplu? Vezi tu, Eugenia și cu mine am hotărât să unim... Ce să uniți? Să ne unim viețile. Da, așa am hotărât noi să unim... Să... Vă dați seama ce vorbiți? Noi ne iubim. Eugenia, cu tine eu nu discut! Monica, ce se întâmplă? Ce Eugenia a spus adevărul, noi ne iubim. Da, ne iubim în față. Da, la mine, la... La mine, nu vă gândiți. La tine? Eu știu că tu ți-ai aranjat viața. Da, ce drept e că am aranjat-o, Vitali, așa... Dai crezare unor calomnii? Cum, nu-ți dau crezare decât ție. Uite, de scrisoarea asta știi ceva? Recunoști scrisul? Cum de-a ajuns la tine? A ajuns. Eu, Filata Pontiev, n-a adus-o atunci când Ghenad se plimba cu vapor. Unică, dar asta e o rătăcire nevinovată. Un foc de paie primăvăratic. Nu trebuia să o iei în serios. Sunt desigur vinovat, dar cum ai putut să te gândești că eu... M-am gândit împreună cu Jenea. Jenea e doar cel mai bun prieten al nostru. Tu știi doar ce sentimente frumoase nutrește el și față de mine și față de tine. Da, nutresc. Acum știu. Jenea mă iubește de mult. Asta e mârșevie, ticăloșie. Oamenii civilizați nu procedează așa, să profite de lipsa mea, să-mi distrugă căminul. Asta e mișelie, dar nici nu mă știu cum să mai calific cu asemenea purtare. Vitali, eu... te rog, lasă scandalul, acum nimic nu mai ajut. Dumnezeule, cât e ceasul, Jenea? Întârziem la lacul nebelelor. Îmbracă-te tot și... Cum de-am putut atâta timp să fiu prieten cu tine, cum am fost torb? În sfârșit, ți-ai lepădat masca. Știi să te prefaci, n-am ce zice, iezuitule. Vitale, eu aș vrea, dacă se poate, să rămânem prieteni. Mai ai curajul să vorbești despre prietenie? Apropo, ai primit telegrama mea? Ce telegramă? În diferite salutări. Au călătorit în cabine diferite. Ce cabine? Ce amestecau ești cabinele? Să știi că, după părerea mea, Nina e o fată... Foarte drăgărașă. Dacă n-aș fi fost la mijloc, m-aș fi ocupat eu de ea. Măi, ești un cinist dezgustător. N-ai nimic sfânt pe lume. Ești pur și simplu gangster. Gangster! Asta ești gangster! Și, în definitiv, de ce fi sunt eu de vorbă cu tine când ar fi trebuit de mult să te dau afară din casa mea? Și în problema asta m-am sfătuit cu Olga. Încă o problemă. Da, schimburi de locuințe. Noi propunem să o rezolvăm așa. Tu te muți în locuința mea, iar eu mă instalez aici. Îți dau eu ție schimb de locuință acum. Jenea, dragule. Cum îmi vine, nu? Îl face cu tentalii? Mi-a făcut o cadou de nuntă, Jenea. Nu face cu tentalii? Îți vine perfect, da? Dragoste. Haide, îmbracă-te repede, Jenea. Într-o clipă sunt gata. Poți să stai cu Vitale puțin, te las. Unde s-a dus? Eu auzit doar, să se îmbrace. În dormitor? Păi de unde? Dar e cu putință ca toate astea să fie serioase. Hai, spune-mi, Monica, sunt serioase? Cum, tu ți-ai închipui că totul e o comedie, o farsă? Și destinul omenesc e o farsă, nu? Dragostea o comedie? Așa ți-ai închipuit? Spune. Da, n-ai putut să aștepți cel puțin să mă întorc. Am fi stat de vorbă. Ei, ce să mai vorbim, dragă? M-am săturat. Eu nu mai sunt tânără, nu? Trebuie să mă gândesc la viața mea. Nu vreau să rămân singură. Dar cine te-a părăsit, Olic? Tu. Eu? Da. M-am gândit cum voi trăi de aici înainte, nu? Nu e chiar atât de simplu. Trebuia oare să te gândești tu la una ca asta? Un medic atât de priceput ca tine? Omul nu trăiește numai pentru profesiunea lui. Genia, dragă, o să întârzie prea bine. Am uitat să-mi iau o cravată, așa nu pot merge la teatru mare. Trebuie să te gândești la asta. Vitali! Permiți să recurgem la garderoba ta? Luați ce vreți. Uite, mulțumește-te cu papionul ăsta. Ce să-i faci? Flutura și zboară. Ușa de bine? Dispar mai repede din ochii mei, abjectă creatură ce ești. Gata, ajunge cu insultele. Scuză-mă, Vitali, din cauza discuțiilor nu ți-am oferit nimic de mâncare. Să știi că la bucătărie găsești o omletă. E drept că e rece. Ce o să facem cu prânzul, Jenea? N-am apucat să pregătesc nimic. Da. Vitale, știi ce? Cât suntem noi la teatru, dă tu o fugă până la restaurantul Aragvi și cumpără 3 porții de pui, da? Și vezi dacă mai ai timp, spală tu și vasele. Ok! Nu da! Ah.
Nu e nimeni acasă. Nu-i nimeni, ziceți? În moment ce stăpânul e acasă, toate sunt la locul lor. Când stăpânul lipsește, casa e pustie. Parcă așa zicem noi rușii. Da, zicem. Da. Dar de ce nu mă poftești să iau loc? Iată-mă, Feofilata Pontirnă. M-am luat cu gândurile, șezi. Mulțumesc, mulțumesc. Ce mai faci? Construiești mereu la case, a? Da, construcții cam demodate. Da. Arăți cam prost. Nu te simți bine? Da, a? Nu. Nu, 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 n-am nimic. Dar frățiorul dumitale, Ghenad, pe unde e? Nu știu, am lipsit o lună din Moscova. Iar a dispărut. De 3 zile lipsește. Mi-a spus că se duce la neamuri. De asta am și venit. A rămas în urmă cu chirie? Ce vorbește? El e un bun platnic. A sosit o scrisoare. Oficială. Uite că se vede, e cu pecete. Ai scrisoare aici? Da, poftim. Ascultă, bunicuțo. Dumneata a intrat cumva în serviciu la poștă? Ce vorbești, drăguță, ce vorbești? Eu primesc pensie. Închiriez și cămăruța. Parcă mult îi trebuie unui bătrânic. Atunci de ce alegi mereu cu scrisorile după destinatari? Scrisoarea e un lucru important. Uite, venise a dumitale. Zace 2 zile, zace. Da, poate că este ceva important. Cum să nu o aduci? Bine. Asta are și pecete. Ia uite-te. Păi trebuie să ajuți oamenilor în viață. Uite, eu am 70, dar parcă-mi dai. Ce să-ți dau? Zic că am 70 de ani. Dar sunt încă în puteri. Ce ai mulți înainte? Dar de ce? Pentru că sunt bună. Omul bun e ca soarele, dă căldură la toată lumea. Zic bine? Bine, bine, uneori chiar te arde. Ce scrie? Îl cheamă la direcția aspiranturii. De nu aduceam, ieșeau încurcături? Ia spune. Mie spui? Totul e să faci bine oamenilor. Tu lor, ei ție. Zic bine? Bine, bine, Feofilata Pontirna, bine, bine. Da, soția dumitale, pe unde-i? A plecat cu un pacient, la un pacient. E o femeie cum rar întâlnești. Da. Când se întoarce, transmite-i, te rog, din partea mea salutări. Neapărat, neapărat. Atunci, la revedere. La revedere, la revedere. Cu bine. Dar să știi să nu uiți, nu, nu, cu bine, cu bine, cu bine. La revedere. Scrisoarea asta, câte necazuri mi-a adus. Nu merită decât să-i dau foc. Iar scrumul să-l suflu în cele 4 pânte. Oare Olga? Olga cu adevărat să... să fie oare jene atât de nemernic ca să... Da. Da, poate că mai vinovat aș fi eu. Eu care... Eu... Da, ce? Vitali! Cum, te-ai și întors? După cum vezi, dragă. Da. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Cum stai cu proiectul? Totul e în ordine, a fost aprobat. Da, aprobat? Da. Felicitările mele. Vitali, arde. Ce? Mi-a asta ars. Arde, Vitali! Ce arde! Unde vezi? Nu știu. Arde, Vitali. Stă parte, dragă. Bine, nu, nu, lasă. Abas o hârtie. Da. Pe unde rătăcești? Eu sunt foarte ocupat. Nu-ți neglijezi prea mult munca? Nu, nu. Vezi să nu-ți compromis dizertația? Nici o grijă, frățioare. S-a venit o scrisoare, mi-ai chemat. Da. Direcția aspiranturii, da. Vitali, de ce nu mă întreb nimic despre Ninuce? Vezi tu... Știi că ți-am îndeplinit rugăminte. Mulțumesc, Ghenă. Da, s-au evit complicații. Da, mari complicații. Cum? Ai și aflat? Mi s-a comunicat. Da, s-a întâmplat. Dacă pot să mă exprim așa, am îndeplinit misiunea pe care mi-ai încredințat-o tu cu 200%. Din punct de vedere financiar? E, parcă despre asta este vorba. Nu ești supărat pe mine. De ce să mă supăr? Parcă spuneai că ți s-a comunicat. Da, mi s-a comunicat. Da, m-am însurat, Vitali. Ce vorbești? Da. Măcar să-mi fi prezentat aleasa. E Nina. Nina? Da. Care Nina? Fomina. Ninesca? Da, ia, nu te supăra, Vitali. Noi ne-am îndrăgostit. O surpriză plăcută pentru mine. Ea spune că între voi n-a fost nimic serios. Are dreptate. Vitali,
Am venit să vă invităm astăzi la noi. La noi? Unde da. La noi? La Nina, adică la mama ei. Tu nu o cunoști pe mama ei? Nu am avut prilejul. O femeie excepțională, profesoară emerită, da? Prin de geografia vitală. Da, spui că ați venit, da. Dar nu te văd decât pe tine. Nina așteaptă jos pe bulevard. De ce ai lăsat acolo? E așa, pentru orice eventualitate. Da, nu-i frumos. Da. Roagă-o să urce. Da. Voi fi bucuros, o felici. Adevărat. Adevărat. Îți mulțumesc. Vitali, aș vrea să-ți mai spun ceva. Știi, Olga este un om cu mari calități sufletești. Uite, aș prefera să mi se tai un braț decât să las să te desparți de ea. Fii liniștit, Ghenea. Din pricina mea n-ai să rămâi invalid. Da, foarte bine. Încă ceva. Vitali, nu știu de ce, dar Olga îmi amintește de Nina. Da. Nina de Olga? Da. Da. Nu, du-te, da. Du-te, da. Du-te. Mă duc. Lasă, du-te. Mă duc și... Nu lăsa să te aștepte, nu? Să pregătesc ceva, nu? Da. O sticlă de șampanie. Și altceva nimic. Ce oameni ciudați. Nimic în toată casa afară de șampanie. Șampanie. Să pregătim trei cupe. Așa. Îndrăznește. Îndrăznește, Nina. Am intrat. Dar Ghenadule? Bine, m-a trimis aici, iar el s-a dus la magazin. Te privesc drept în ochi și nu mă dezinăvățesc. Ghenadi e mai bun decât dumneata. Totuși e un Kartașov. Îți amintești de aceste versuri? Ești ființa cea mai luminoasă. De tine sufletul mi-e plin. Ești ființa cea mai luminoasă? De tine sufletul mi-e plin? De unde sunt versurile astea? Ești... Da, ai fost inițiată în tainele familiei, da. Mi-a fost atât de rușine aici. M-am simțit atât de josnică. Scrisoarea m-a făcut să te detest. Am început să te urăsc pentru tot ce a fost. Da. Pe Ghenad la fel. Era gata să-i mărturisesc totul Olgei Fedorovna. N-am avut destul curaj. Ca să te măriți cu Ghenad, ai avut destul curaj, nu? Asta e altceva. E o dragoste adevărată. Adevărată oare? Cea mai adevărată. Nu vreau să-l mai văd pe Ghenad, dar începusem să țin la el. A reușit să-mi câștige încrederea. Pe dumneata nu te vedeam săptămâni întregi și uneori chiar luni. Nu-mi era tot una. Acum totul este altfel. Nu te supără vorbele mele? Cât uși de puțin. Da. Din păcate însă sunt spuse prea târziu. Abia cu timpul le înțelegi pe toate, Vital Nicolaevici. Aș vrea să muresc viața fericită cu Ghenadi. Cât se poate de fericită, Ninețica. Și dumitale la fel. Se pare că nu era cazul să ne întoarcem din drum. S-au dus pe gârlă 50 de rubli, două bilete. Vitale, văd că nu-ți pierzi timpul. Fiecare clipă e prețioasă, draga mea. Olga Fedorovna, puteți să ne felicitați. Da, de mult vă felicit. Da, Olga, felicit-o din toată inima. Felicitări, bătrâni. Tu o să mă slăbești. Am pus cruce bursei pe săptămâna asta. Priviți ce am cumpărat. Mi se pare că am venit prea târziu. Nu, ai picat tocmai la timp. Festivitatea e întoi. Felicită-l pe fratele tău, Ghenad. Da, l-am și felicitat. Da. Spune-le tu, Nina, spune-le. Da. Olga Fedorovna, vă invităm astăzi la noi. Hey. Asta e prea de tot. Olga, dragă, Ghenad și Nina și-au unit și ei destinele. Cum? Ei, da. Ghenad și Nina? Exact, Ghenad și Nina. Da, vă așteptăm astăzi la noi. Pe toți. Da, vă rog. Mama vă roagă foarte mult. E, dacă ne roagă mama... Da. În ceea ce mă privește... Da, vom veni. Da. Vreau să-mi dați că eu mai am niște treburi gospodărești. Stai, așteaptă, Gine. Nina? Da. Ghenad? Da. Pentru fericirea voastră. Pentru fericirea voastră, dragă, vă mulțumim foarte mult. Pe diseară. Pe diseară, vă așteptăm, da? Da, sigur. Iar tu, Vitalie, să te târești la picioarele mele, cerșind, iertare. Ieși afară, perfidule, ieși afară, perfidule. Vedem. Ieși afară, perfidule. N-ai vrea totuși să stăm de vorbă? Despre ce? Să clarificăm relațiile dintre noi. Nu merită. Discuțiile scurtează foarte mult viața. Așa te îngrijești tu de viața ta? Pe altfel cum? Într-adevăr nu mă mai iubești? Pentru ce te-aș iubi? Olenka,
Sunt vinovat. Dar fii mai inimoasă, iartă-mă. Am vrut să-ți dau o lecție, să te învăț minte. Prea multă minte strică. Puteam fi mai aspră, nu? Vă să zic că nu e adevărat. Mi-a jucat o farsă. Să zicem. Numai că n-a fost tocmai o farsă, ci, dacă vrei, o repetiție generală. Ah, jen, ca ăsta, ce ticălos. Să știi că ești prieten devotat. Hai, spunem, nu m-a perferit. Toate astea n-au fost decât o farsă, o glumă. N-a fost o glumă, Vitali. Olenka, mă simt atât de vinovat față de tine. Nu trebuie să spui nimic. Hai, ocărăște-mă. Eu nu știu să ocăresc. Nu-mi place să fac moral. Dacă aș avea 1 milion, l-aș dărui acum pentru un singur surâs al tău. Ai economisit 2 milioane, nu? Cere jumătate. Ce neghiop sunt. Ce repede schimb părerile, Vitali. Cred că totuși voi pleca de aici. La cine? La nimeni. Nu te las. Nu te las să pleci nicăieri. Am să mă reeduc. Nu mai vorbi așa, Vitali. Nu mă întrerupe, te rog, nu mă întrerupe. Tu ai un suflet minunat. Și nu te supăra. Nu te supăra, Olenka. Sărută-mă, scumpa mea. Hai, sărută-mă, să fiu convins că m-ai iertat. Mai întâi să o meriți. O voi merita. Îți jur că... Cine n-ai va mai fi acum? Cine? Olea, ce zice să cumpărăm un serviciu nou de ceai? Nemții fabrică niște porțelanuri excepționale. Cântă artiste meriți. Da. Am mai ochit și o putinică pentru pus castraveți la murat. Un butoiaș minunat. Dar un butoiaș minunat de pus proști la murat n-ai ochit, nu? N-am găsit pe măsura domniei voastre. Și pe mă nu stau de vorbă, până ce cu lacrimi în ochi nu vezi cer și iertare pentru ploaia de insulte cu care m-ați onorat astăzi. Ajunge. Nu admit. Ajunge. E, dacă spui, ajunge. Uh-huh. Ai încasat? Am încasat. Ești mulțumit? Pe deplin. Ai văzut? Orice fluturaș își găsește naș. Așa e, vulpoi bătrân. Vino să te îmbrățișezi. Olenka, hai, sărută-mă. Mai întâi să o meriți.